putem ajunge la o criză, domnule Teodor, având în vedere că sunt deja mecanisme implementate, puse în funcțiune de Partidul Social Democrat, să împiedice, iată, numirea, votarea acestui guvern, Orban 2, pot să nu vină în plen, de exemplu, să exercite acest drept de vot. Pe de altă parte, trebuie să vedem și faptul că există o aripă în Partidul Social Democrat care este de acord cu aceste alegeri anticipate și de aici urletul USR-ului că este umblat între PNL și PSD pentru organizarea anticipată. Am urmărit și eu astăzi știrile și am văzut, dar înțeleg că e o informație pe surse, nu este o poziție oficială a PNL-ului, a PSD-ului. Nu cred că se apropie o criză. Nu, cred este numai pe surse, sunt lideri marcanți, Paul Stănescu, Vasile Buzat, Olguța Vasilescu. Cred că suntem deja într-o criză generată de actuala clasă politică. De la o zi la alta, prin aceste manevre și mișculații, nu putem decât să accentuăm criza politică în care ne aflăm. Avem un guvern care nu poate să guverneze practic. Avem un președinte care își dorește cu ardoare alegeri anticipate și nu înțeleg de ce, pentru că Parlamentul funcționează în acest moment. Dacă există disensiuni între partidele parlamentare, asta nu înseamnă că Parlamentul nu funcționează. Anticipatele sunt un mecanism specificat de Constituția României pentru a rezolva o criză, nu pentru a o crea. Sunt un colac de salvare. Cu intenție, domnule Ionașcu, și mă întreb noastră, domnule Teodor, acest lucru, știind că ne costă pe fiecare, că este vorba despre stabilitatea țării, pot risca ceva? Răspund în fața cuiva sau doar în fața electoratului? Răspund în primul rând în fața electoratului. Ar trebui să răspundă și pentru acțiunile pe care le comit, dar din păcate nu vedem nicio acțiune în acest sens. Președintele este mediator în societate și pe clasa politică. Și cred că asta lipsește cu desăvârșire în acest moment. Desemnarea unui premier în cazul trecerii unei moțiuni de cenzură nu este nici discreționară, nici arbitrară. Este eminamente constituțională și nu vedem acest lucru. Asta e tradusă ca o bătaie de joc, ca un abuz. Îmi doresc cu orice preț propriul meu guvern. Asta înseamnă aroganță politică. Cine poate taxa cel mai bine aroganța politică decât românii la vot? Și încălcarea Constituției. Întrebați dacă... Constituției.